Partener al emisiunii Starnet. Viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, unul dintre reanumitele citate ale unificatorului Germaniei, cancelarului Otto von Bismarck, se referă la minciuni. Bismarck afirma că cele mai mari minciuni se spun înainte de alegeri, după vânătoare și în timp de război. Noi suntem în ajunul alegerilor prezidențiale. Suntem într-un plin război informațional. Războiul informațional are menirea să ne vâneze voturile. Deci, acum se spun cele mai mari minciuni de către cei care dețin puterea și vor să-și o asigure și pe viitor. Parafrazândul pe Marx, expreședintele Voronin ne-a împărtășit încă în anul 2000 formula după care se acționează: bani, putere, bani. Corectitudinea formulei este confirmată de discipolii domnului Voronin, Marian Lupu, și adjunctul acestuia, coordonatorul guvernării, Vlad Plahatniuc. Ambii confirmă și corectitudinea formulei lui Bismarck despre perioada inunțării celor mai mari minciuni. Să nu credeți că mă refer la promisiunile electorale mincinoase privind investițiile anuale de miliarde de dolari și pensiile dublate într-un ciclu electoral. Nu. Vreau să vă amintesc despre alte minciuni electorale ale lui Marian Lupu, din perioada când părăsise Partidul Comuniștilor pentru a adera la Partidul Democrat. Atunci, el ne-a promis că va opri războiul politic. Asta s-a întâmplat în ajunul alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2009. Acum, la o distanță de șapte ani, dumneavoastră ce concluzie ați face? A reușit domnul Lupu să oprească războiul politic sau nu? Eu zic că totuși a reușit ceva. Acum exact un an de zile s-a terminat războiul politic cu unul dintre partenerii cu care a semnat protocoale secrete și și-a angajat răspunderea guvernării. Este vorba despre Vlad Filat, care acum e în pușcărie. Un alt partener de guvernare, Mihai Gimpo, este actualmente șantajat subtil. Cum? Prin reținerea pârghiei domnului Gimpu de la Procuratura Generală, Andrei Pântea. Vă reamintesc că domnului Pântea îi se incriminează nu te mir, ce, ci doamne ferește, că ar fi un fel de tentacul al mâinei Moscovei aici în Republica Moldova. Și dacă războiul politic a fost oprit în cadrul alianței zise pro-europene, prin transformarea partenerilor de protocoale secrete sau a pârghiilor acestora în țapi spășitori, atunci partidul domnului Lupu a reușit să deschidă un adevărat război cu proprii cetățeni. Aceștia sunt impuși să achite miliardul furat sub supravegherea pârghiilor celor trei semnatari ai protocoalelor secrete. Când vorbesc despre evidențele războiului guvernanților cu proprii cetățeni, nu mă refer doar la protestele stradale, ci și la experiențele pe care le are domnul Ghimpu și colegii săi de partid la întâlnirile cu cetățenii din cadrul actualei campanii electorale. Oamenii le spun deschis că nu cred pe cei care spun minciuni de îngheață apele, exact așa cum ne-a avertizat Bismarck. Dar la război ca la război, se utilizează toate mijloacele, mai brutale și mai fine. Ieri s-a încercat aplicarea unui mijloc mai fin de intoxicare a opiniei publice prin publicarea chipurile neautorizate a discursului coordonatorului guvernării adresate membrilor de partid. Nimic deosebit dacă nu ar fi vorba despre o laudă de sine care nu are sens să se facă în secret. Deci era predestinată scurgerii. Discursul a avut menirea să ne demonstreze stoicismul, modestia și responsabilitatea primierului Filip, dar și determinarea coordonatorului de a salva țara de la eșecul postulat mișelește chiar de partenerul de guvernare, Michel Gimpu. Mesajul trebuie înțeles în felul următor. În timp ce democrații realizează succese în lanț pe bandă rulantă, Mihai Gimpu promovează ideea eșecului total, izbăvirea de care ar fi unirea cu România. Probabil, pentru a-i potoli elanul unionist al domnului Gimpu, a și fost organizată reținerea pârghiei acestuia de la Procuratura Generală Andrei Pântea. Vă imaginați ce lovitură e pentru domnul Gimpu să-i se adie că pârghia sa este un banal tentacul al mâniei Moscovei. Acum înțelegeți coincidența scurgerii filmulețului clandestin și a reținerii pârghiei domnului Gimpu. Noi ne-am deprins că partenerii de guvernare își reglează conturile, inclusiv prin intermediul minciunilor, așa cum reiese din citatul lui Bismarck. Dar oricum, ar trebui să existe niște limite. Acum câteva luni, coordonatorul guvernării ne anunța că scopul lui este eliminarea politicienilor mincinoși din viața publică. Ce scop nobil, aproape ca hotelul în care s-a luat decizia respectivă. Numai că în filmulețul clandestin de ieri, coordonatorul a anunțat un neadevăr de proporții uriașe chipurile. Partidul Democrat pe care îl conduce nu ar fi fost la guvernare în ultimii șapte ani, cu excepția ultimii jumătăți de ani când au început succesele. Iată și principalul scop al acestui filmuleț clandestin, mai important decât ghiontul dat domnului Gimpu prin reținerea pârghiei acestuia. Acum să ne referim la fapte. Partidul Democrat a semnat toate acordurile de guvernare din ultimii șapte ani. Partidul Democrat a semnat protocolul secret privind partajarea pârghiilor instituțiilor de drept și de reglementare. Toată lumea a văzut la toate televiziunile cu Marian Lupu alături de Vlad Filat și a asumat în public responsabilitatea pentru guvernare. Dar asta e foaie verde. Cel mai important lucru pentru a înțelege cine și cum a guvernat țara se conține chiar în textele documentelor semnate de Partidul Democrat. Acolo e scris că deciziile se iau în ordine ierarhică la reuniunea liderilor formațiunilor semnatare, apoi se transmit Consiliului Alianții și așa mai departe. Abia apoi deciziile agreate de liderii partidelor ajungeau la guvern și parlament. Un exemplu cu cutremurător de edificator despre cum se luau deciziile în cadrul reuniunii liderilor. Îl găsim. Decizii unde? Da, da, da. În faimosul denunț al lui Lan Shor, acesta ne-a povestit cum el, conducătorul grupului de bănci prin care am fost furați de un miliard, a fost invitat la o întâlnire care de fapt era reuniunea liderilor celor două partide, Democrat și Liberal Democrat. Acolo a fost discutată problema crizei bancare, asta până la adoptarea deciziilor secrete ale guvernului. Ce a urmat după denunțul lui Șor? Un lider a devenit țap spășitor, iar celălalt a devenit coordonator, deja oficial al guvernării. De ce așa? Fiindcă un lider era lacom și și-a luat drept pârghie vama, iar celălalt s-a dovedit a fi și calculat, luându-și ca pârghii instituțiile de drept. Cum dovedesc asta? Păi amintiți-vă că încă 2013, imediat ce politicianul number one și-a anunțat ieșirea din coaliție, cancelarea sa guvernamentală a fost invadată de mascații centrului anticorupție. În aceeași zi a avut loc o scurgere de informație din safeurile centrului respectiv. În baza acelei scurgeri, partenerul de guvernare a fost demis din funcția de premier. Peste două luni a fost adoptată faimoasa hotărâre a Curții Constituționale care interzicea revenirea în funcția respectivă. Deci, cine deținea în mâini adevăratele pârghii și coordona guvernarea? Dar cine a controlat în acești șapte ani Ministerul Economiei, întreprinderile de stat? Cine a pregătit și coordonat privatizarea băncii de economii și concesionarea aeroportului? Cine? Cine? Cine oare? Oare nu cei ce au lansat filmulețul clandestin pentru a se scuza afirmând că ei nu au fost la guvernare în ultimii șapte ani, doar în ultima jumătate de an? Acum decideți dumneavoastră, avea Bismarck dreptate sau nu? Noi ne revedem luni al vostru, domn președinte.